Două dintre incendii au fost anunțate concomitent, unul în comuna Coțofenii din față, al doilea în satul Balta din zona Filiaș. La Coțofenii din față, flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 10 hectare de teren. La Balta, incendiul a fost de mai mici proporții. Intervenția cea mai solicitantă a fost în localitatea Braloștița, unde incendiul declanșat în apropierea unei zone locuite s-a manifestat pe o suprafață de 100 de hectare. Nu a fost necesară evacuarea caselor din apropiere, însă localnicii au ajutat la stingerea incendiului. La fața locului au fost trimise patru autospeciale de lucru cu apă și spumă care au reușit stingerea incendiului în aproximativ trei ore.